faimosului Victor 14 grade. Legea va intra în vigoare. Da, dar mâine avem o zi însă. Tot mai mulți tineri părinți caută în mediul... Stinge-l. De ce, mă? Stinge-l, mă, că m-ai omorât cu el cu televizorul, că toată ziua ești cu telecomanda aia în mână. Mai lasă-l să mai stea și el stins, că ai mâncat zilele, ai amestecat programele de nu mai știe care cum e. Ce vrei, mă, caut eu niște filme, mă, m-am săturat toată ziua numai știri și meteo, mă interesează pe mine acum cine a murit, cum e vremea mâine, eu vreau filme. Filme vrei, mă? Da, mă. Doamna Esca, bagă-i bre niște filme, că-i sătul ăsta de știri și pe dracu să-l ia. Bagă-i cu Van Damme și cu aia, că nu le-am văzut de trei ori până acum. Și ce vrei, mă, să fac, mă? Dacă am făcut curat în cârciu, mai am făcut paharele, am făcut mesele, am făcut tot, acum vreau și eu să mă relaxez, mă. Ce treabă, treabă, toată ziua, nu treabă. Păi nu te-ai relaxat, mă, de două ori când te-ai trezit, nu te relaxezi în fiecare dimineață? Lasă, bubița, eu vorbesc de filme aici, da? Bă, nu mai sta pe televizor toată ziua și când ieși din cârciu, numai mai s-a aprins, bă, că mi-ai mâncat zilele, mi-a venit factura la curent 2800. De euro? De euro ai zis? De lei, Panorama, care ești. Tot e bine că nu e euro, tu îți dai seama. E bine? Da. Eu, tal dracu, nu e mult, mă, 2800 de lei pe lună curentul? Depinde acum dacă e pe persoană fizică la noi sau la bar. Cum, ce ai zis acum? Adică dacă e la noi curentul venit sau e la bar? Adică... E la bar. La bar? Păi atunci să plătească barul, mă, că dacă ți-ai venit, atunci să plătească, 2800. Să plătească barul, ai zis? Da. Adică cum ar veni barul, nu suntem noi? Cum să fim noi barul, mă? Noi suntem Bobiță și Dorel, mă, tu ești Panorama, mă. Ia o zic că noi suntem barul, mă. Ia că ești Panorama. Adică noi suntem Bobiță și Dorel, dar nu suntem barul. Dar barul atunci cine? Barul e bar, mă, e bar. Îi vine curentul la bar, îți plătească curentul. Îi vine apa, îți plătească apa. Cine interesează pe noi, mă? Barul e bar, mă. Eu prost, mă, că eu... Da. Ce credeam, că noi suntem barul? Hai de că, bă, deștept ești, mă. Adică cum ar veni dacă eu vreau acum să împrumut barul cu niște bani? Pe cine împrumut eu? Pe cine? Păi eu te întreb pe tine, pe cine? Păi bă, prostule, dacă vreau să împrumut barul, nu e cum ar veni, eu îmi dau bani mie? Are, cum vine asta? Iau bani într-un buzunar și dau într-un alt buzunar? Păi noi suntem barul prostul, noi suntem Bobița și Dorel și barul separat. Noi suntem barul, Bobița și Dorel. Nu înțeleg, mă. Eu tal dracu, mă, și că a făcut infart. Bă, noi suntem unul și același lucru cu barul. Eu ce spun ție e să lași televizorul, să mai strângem și noi cureaua, să nu mai plătim 2800 de lei factura la lumină, să mai strângem și noi un ban, să mai punem deoparte, că noi avem cheltuielile mai mari decât încasările. Și trebuie să fie invers. Noi trebuie să avem încasări mai mari decât cheltuim. Adică noi barul, cum ar veni, iată, să avem încasări mai mari. Da, mă, noi barul. Noi barul. Mm-hmm, noi barul. Aha. Fii atent, că eu am o idee. Deci eu am o idee să facem și știu cum să facem treaba asta, da? Ce idee ai tu? Nu zic. Nu zic, Bobiță, că dacă zic, tu după aia mă dai la întors și nu mă lași. Ori mă lași să fac cap-coadă eu singur cum știu eu și tu nu te bagi, ori nu mai fac. Din ce te dai eu, mă, la pe tine la întors, a? Din ideea asta a mea, mă, fii atent, Bobiță. Uite-mi coala mie, mă lași pe mine șeful o zi aceea, da? Și eu fac ce vreau eu și cum știu eu și tu nu te bagi peste mine, da? Să te las eu șef la cârciu, mă. Da, uite, o zi. Azi, eu sunt șeful. Fii atent, pe toată răspunderea mea, eu fac lucruri și zic lucruri și tu nu te bași peste mine, da? Și o să avem profit mare tare de tot, uite goala mine. Adică ar veni, ești tu sigur că ești în bă plus? Da, bravo, ce plus, mă? Fii atent, plusul e minciună, pe înmulțire, că în matematică, înmulțirea e mai șmecheră decât adunarea, mă. Ha? Hai, mă, mă, faci șef! Gata, mă, te-am făcut șef, vină încoace. E șef la cârciu. Dă pălăria. Păi ce-ți dau pălăria? Comentez dacă sunt șef, îmi dai pălăria. Ia, mă, pălăria. Hot, Leia! Sunt șefă și agenda aia mea o lași aia, da? Mm-hmm. Acum hai cu mine până afară, țără toți șmecherii. Vino, mă, cu aia! Ia. Bă, Dore. Bă. Bă, Bobiță, deci ai zis că mă lași să fac ce vreau, deci eu sunt șeful, tu nu mai comentezi. N-am zis așa? Gata. Bine, mă, tu ești șeful, dar... Gata, taci. Pi... Ia te, mă duc înăuntru, că mai am una de pus afară. Hai, vină, pa! Mișto l-o dă tot că
mașina asta? Deci? Bine, hai de cap, nu. Ia stai, mă, ce e asta, mă? Ia... Niciun leu? Așa scrie sau mi se pare mie? Cafea 2 lei, țuică gratis. Hai de cap, mă, să moară Givilena nebunii vobiță. Bă, să știi că asta e singura explicație, că nu... Ia stai, mă, că îi fac o poză. Fă o poză, bă! Mă, tu când ai mai fost pe la el? Acum 3 zile. Eu acum vreo săptămână. Bă, ce-i viața asta, bă? A? Azi ești, mâine ai fost. Bă, ce-am murit, bă? Bă, n-am murit, dar... Adică... Nu e nicio diferență dacă îți pierzi mintea, tot aia e. Ia, hai, mă, până la el. Nicule, stai, mă. Mergem înăuntru, dar mergem pe metoda mea, ușor. Mm-hmm. Ia... Fă o poză și aici, mă, că e la fel. N-are pălărie. Băviță! Hai, noroc. Hai, noroc. Bobiță? Hai, noroc. Hai, noroc, rață. Mamă. Bă, tu vezi ceva schimbat la el, așa? Ce? Știu, vreo... lovitură la cap, la vreo vânătaie, nu, ceva. Nu, că nu se vede de aici, am. Hai să... Hai, hai, mai... Ia stai, stai așa, că știu eu cum, știu eu cum să-l iau. Așa. Ba. Ne pare rău de ce ai pățit. Bine. Să știi că pe unde mai merg eu așa, eu mai am relații, am cunosc, am doctor la universitar, la urgență. Are o grămadă relații ăsta. De ce am pățit? E, nu-și mai aduce aminte. Mau, ești nebun la cap. Doctorii! Ce-a zis doctorii? Doctorii, mă, cu te-și pune dare la... Tă... Da, mă, am înțeles doctorii, dar ce doctori? Păi aia e, tu să zici, noi de unde să știm? Zi tu ce-a zis, adică, mă, e pe bază psihică sau e de-asta, pe fizic? Adică te-a lovit, ți-a dat la cap? Că dacă e pe vânătaie, nu se mai vede nimic, e desumflată, nu e... M-am lovit la cap? Nu m-am lovit, mă, la niciun cap. Eu cred că voi v-ați lovit la cap. Ce era cum o luați cu asta? Ce ții care-i treaba? Că nu înțeleg. Nicule, ți-am zis, e pe psihic, mă, i-a dat pe psihic. Ce, mă, ce să fie? Șocul. Ce șoc? Ce șoc? Șocul de la, eu știu, pe tu să zici, că poate ai văzut ceva și te-a... A? Aia, a? Știi? Sau poate ai auzit ceva și hop! Știi cum e când se sperie omul, dar rămâne... A? Toată viața rămâne... Oh. N-am auzit nimic, n-am văzut nimic să mă sperie. Care-i treaba? Ziceți de ce mă luați voi cu asta, că nu înțeleg. Păi... Ce-i cu prețurile alea de afară, mă? Ce trebuie să fie? Prețuri, aia e! Păi adică e adevărat sau e fals? Păi dacă e scris pe plancartă, așa e adevărat, e normal. Ia... Un leu mic cum, mă, n-are cum, deci... Refuz, mă, deci... Nici nu-l acceptam, ești nebun, că n-are cum. N-are cum. Mă, bă, are cum. Că Dorel e șeful astăzi la cârciumă și are cum. Gata, gata, stai, am înțeles, mă, nu e, mă, e pe bază fizică. Deci dacă l-a pus pe Dorel șef, l-a lovit. Nu e, bă. Eu, așa mai facem noi, din când în când mai e și el șeful, mai sunt și eu, ca să nu ne plictisim, aia e treaba. Cafeaua, 2 lei, cafeaua. Da, mă, tu n-auzi că el e șeful și face ce vrea astăzi? Dorele, șefule, ia vină, mă! Da! Ia, da, mă rog! Da, ce porocul de șef. Domnul șef, mă duc și-o în pauza aceea. Da, bravo! Să-ți facă geanii, doctorii, că-i mimează bine, ia mimează-mi. Da. Ia... Da? Ce faceți, mă, băieți? Vă place aceea la noi? Acum eu sunt și eu. Au tăiat cafeaua? Ia stai, mă, stai, mă, așa, mă. Ce, mă? Mă, tu te-ai dat cu ceva parfum nou? Și care nou, mă, că nici cu ăla vechi nu mă dau să nu-l consum. Mă mai dau așa cu spray, mă, la urechi, dar mă ustură și nu mai... Scuze eu atunci. Da. Dar eu stai, ia rutește-te, mă, așa odată. A? Bă, nu știu, mai. Hai așa un aer de zi și că am mai crescut un ficat în tine, bă, băiatule.
Băricule, mi se pare că mai înflorit așa, Dorel, mă? Ține, mă, du-te, mă, ce vorbești, bă, mă, duc, ești ca bubucul de trandafir. Zi, mă, Nicule, că nu-i așa. Te-ai pocnit, te-ai înflorit așa. Ce spun ție așa în șoaptă să n-audă bobiță? De ce? Tu trebuia să fii de mult patron aici, mă, ești mult mai bun decât el. Știu, mă. Ce, ești mai înalt, ești mai... deștept. Iar frumos ești. Ești perfect, bă. Da, dar vezi că ai uitat ceva. Vezi că ai uitat ceva. Ce? Ai uitat să scazi prețul la bere. Nu, n-am uitat. Ai uitat? Nu, n-am uitat. Așa e, rămâne cum era. Păi de ce, mă? Da, așa. Bine, Dorele, dacă așa zici tu, așa rămâne, mă. Nu, dă o dracu de bere, mă, că trec pățui, că... Este? Da, mici, e gata să... În 3 minute. Trei minute. Mersi, mersi. Cum miroase și ce e. Cum e? E bună, rău de fai tot, de mă. Am crezut că la banii ăștia e spălătură de aia noastră, zoaie, înțelegi? Dar nu e. E bună, rău, a? Băi, bobiță, ce? Băi, extraordinar, mă. Astea, mă, asta calitate, astea prețuri. Nu japca care o făceai tu înainte, mă, băiatule. Bravo lui Dorel, bă. Bravo, Dorele! Bravo, bă! Auzi, bă, rață, poți să-i orice, că oricum nu mă interesează, deci... Bă, bobiță! La sucul cu paiul, de ce n-ai reducere, mă? Și ai numai la mici, a? Cel numai mici e important, sau nu am înțeles? Ia, dar cine ți-a citit ce scrie acolo? Nu-i că nu mai vorbi cu ăsta, mă, că ăsta e la chemul. Nu-i că n-a făcut el reducere, el Dorel l-a făcut. Pe Dorel e barosul acum la cârciumă, el e patronul. E, da. Dar Dorel unde e? Aici, o cauți la grătara aceea. Dorele! Da. Adă și mie 5 mici. Gata, fac un platou mare, frumos, cu cartofi prăjiți, cu tot ce trebuie. Vine acum! Așa, așa! Și mie să-mi aduci sucul, paiu! Îmi las că pe la ți-l aduc eu, stai liniștită. Au, băia! Da, bravo! Lulu! Da! Ce ai? Ce e, mă? Lulu! A? Nicule, dacă mai beau una de-asta, în viitor... Ce ai, mă, așa tare e? Deci mi-a arăt gâtul mine și de-am bulocat, mai ales că eu obișnuit pe bere, îți dai seama. Mai treci pe bere, mă, atunci! E, dar eu sunt prost. E, de ce să dau bani pe bere când țuica e gratis? E moca țuica. Da, bravo, mă, hai! Deci fii atent! Ia cu cartofi prăziți ca să mai duc arsura aia, mă. Da, bravo, mi-ai zis-o bine, fratele meu. Da, muștar ne mai aduci și nouă. Da, bravo, păi n-am zis eu muștar, fii atent, da. Băi, stai, mă, așa, am văzut ăștia mănâncă, bea, se simte bine, dar tu ești sigur că faci bine ce faci aceea? Bobiță, deci dacă ți-a zis că am un plan, eu am un plan, da? Băi, nici nu o să știe ce i-a lovit, bă. Deci fac aia cu avioanele, bă, că metoda de la aia cu avioanele a luat. Păi ce drept cu avioanele, nu-i mă treabă cu avioanele, cu ce facem aici? Lasă-mă să duc muștarul ăsta și după aia zic, ia, Lucine, mai pun muștar? Lasă-l aici, că ne servim noi, da. Gata. Auzi, vreți să mă cânt ceva? Ia. Ia, fii atent. Hai, dă mamă cu veciul mine, că n-am ascultat de tine. Gata, gata, las-o așa. Haide, auzi-l, mai! Pardon, scuze, dar mici de stomacul meu când l-a auzit pe Dorel cum cânta ieșit să-l vadă și ei. Aulă, la mine. Păi când ai ieșit după autografe, mă, le dai și tu un autograf? Ia stai așa că mai ieșit unii de a ieși pe ușa de spate. Deci ești chiar țăran. Gata, nu mai fac, gata. Deci, Dorele, hai că vreau să plec și eu. Deci am așa, am o cafea, 2 lei, cu 2 mici, 2 lei, 2 lei cu 2 lei, 4 lei. Deci eu îți las aici ție 5 lei și reține ce ți-am zis. Ești cel mai tare cârciumar pe care l-am văzut vreodată din toată țara asta. Este, mă? Cel mai tare. Bă, 1000 de oameni dacă ar fi ca tine în țărișoara asta, în românica noastră, deci am fi pe departe, am depășit Franța, Germania, Portugalia. Da. Tu ai dreptate cu calculele, dar le-ai făcut bine numai pe jumate, să știi. Că până la 30 de lei mai e mult. Ia. Da? Ce ai, mă? Care 30 de lei, mă? Cum ai ajuns tu, mă, de la 5 lei la 30 de lei? Și atâta e, 30 de lei. Cum, mă, 30 de lei, mă? Păi ce credeai, mă, că muștarul e gratis, mă? Dă-l, mă, dracu de muștar, las. Cum să-l dai, mă, că-i 10 lei muștar? Păi da, stai, mă, dar ce fac eu un borcan întreg? Păi da, dacă n-ai un borcan, era 100, bă, nebunule. Păi tu-i sănătos, cum, mă, 100 de lei un borcan de muștar? Ai vrut mici? Da. Ți-am dat mici, da? Ai vrut și muștar? Da. Păi și ce-i vina mea, mă, că tu nu întrebi cât costă muștarul, mă, dacă ai vrut muștar? Păi da, bă, dar nu era inclus muștarul în mici. Uite că nu e. Na. Păi stai, mă, puțin, cum să coste muștarul mai mult decât micii? Păi dai seama că metoda asta a luat-o și eu de la aia cu avioanele low cost, că și aia la fel face. Cum adică? Adică, deci eu am vrut să plec într-o vacanță, da?
Ce am intrat și eu pe site acolo să-mi iau bilet de avion de la o companie de asta low cost. Cât crezi tu că costă un bilet de avion până la Paris, mă? Bă, tu ai vrut să pleci la Paris fără mine? Da, mă, lasă, asta nu contează. Cât crezi, mă, că ai dat pe biletul de avion, a? 140. Nu, nu, las că zic eu. 25 de euro, mă, da? E, așa ieftin. Așa, mă, că așa, mă. Cât ai luat? Nu, nu contează, fii atent. Am bifat acolo că vreau biletul de avion și pe pagina ailaltă, auzi, mă, ce mă treabă dacă vreau bagaj. Normal că vreau, doar mă duc în fundul gol la Paris, mă. A, cât crezi, mă, că era bagajul? A? 45 de euro, mă! Eu scump. Tu dai seama, mă? Mai scump? Mai scump, asta am zis și eu, mă! E japcă, mă! Ia, am zis și eu că e japcă, mă, deci companiile astea low cost, e low cost așa de Sanchi, nu e? Mă, nebunule, eu zic că e japcă, ce faci aici? Că e muștarul mai scump decât micii de bula, că trebuie să zici de la început. Și ce vina am eu, mă, că ăsta n-a întrebat cât costă muștarul dacă am muștar, a? Mă, tu ești sănătos la cap, mă? Păi cât crezi că face tot ce am consumat noi aici? Da, ia stai, mă, stai așa că vedem acum, că am notat aceea. Ia. $350. Da. Ce, mă? Cât, mă? 350 de lei, da. 350 de lei, na? Da. Adică 10 mici, un suc cu paiu, două cafele și două suici? Da. Și fii atentă că dacă vă calculez la fiecare parte cât ați avut, tu ai cel mai mult aspirino. Păi de ce? Că stai la business class de-aia. La ce stau, mă? Unde stai tu acolo, alea e business class, ca să știi de la mine, da. Acelișa? Acolo, da. Hai, că m-ai făcut să rea. Da, aspirino, că unde stai tu acolo, acolo ai business class, înțelegi? Yeah. Da, că te uiți pe geam, știi, ai geam acolo. Și ai și loc la picioare să te întinzi cât vrei tu, știi, dacă vrei să întinzi picioarele, pii? Ce să zic? Bă, da, eu nu tot în aceeași cârciumă stau, adică nu tot același aer respir? Bă, da, mă, dar e de la Nicuraţă. Nicuraţă e la clasa economică acolo. El n-are geam, vezi? Uite-l cum stai înghesuit cu picioarele acolo dacă n-are loc. Aspirino, privește cerul, fii? Da, du-te, mă, mare scofală, nu e nicio diferență. Ce vorbești, mă, cum să nu fie? Păi una este uiți la Gianni când mănâncă cu plescă. Și alta e să te uiți pe geam afară când mănânci, înțelegi? Sau când râgâie. Sau așa. Nesimțitule. Băi, 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 stai mă puțin, dar eu nu mă uit pe cer. Da, eu mă uit la Gianina. Treaba ta, te uiți, nu te uiți? Acolo e luxul. Asta înseamnă la noi lux să te uiți pe geam afară pe cer când mănânci. Și la noi luxul să plătești aspirino dacă nu știai. Măviță, tu nu zici nimic, mă. Tot ce să zic, mă? Dar când ați venit și ați văzut acolo că era un leu pe plancartă, scria un leu micu, ați dat buzna aici, a stăbărât, să mâncăm, să fie bine. Ați vrut să fie Dorel patron? Spălați-vă cu el pe cap. Bravo, patron, așa. Grază. Hai, mă, Dorele, să zicem că e așa cum zici tu. Bun, cât costă luxul ăsta? 100 de lei. 100 de lei? A. Eu ți-am schis japcă. Bă, ia taci, bă, din gură, mă. Plus pâinea. Care ce credeți, mă, că pâinea e gratis, așa, sau ce? Dar ce, mă, pâinea cât e? Tot 100? Da, bravo! Și ați mai avut și program artistic? A? Ce program artistic, mai nebun la cap, că ai behăit aici, cu, că a dat băta cu biciul în tine? Cine a behăit, mă? Tu, mă, sau vrei să zici că miorlăitura aia care e scosă pe gură să cheamă cântat? Bă, dacă ai cântat de Andra, ce să mai zicem? Că aia e pupăză în comparație cu tine. Pupăză? Pupăză, pupăză, nu așa îi zice la pasărea care cântă frumos și tu să le place de ea? Privighetoare îi zice, mă, aia e care cântă frumos. Amândouă începe cu pu, amândouă sunt păsări, le-am încurcat puțin. Pupăzoiule ce ești, da? Ce ai, mă, și tu? Hai să mă enervez că n-ai vrut să mă iei la Paris cu tine, da? Păi am vrut, dar n-am mai fost. Aha, tot aia. Băi, ia zi, mă, tot ce am consumat noi aici, cât e? 350 de lei? Da, bravo. Bine, mă, hai că plătesc eu. Ia. Faci tu cinste, mă? Da. Băi, Nicule, dar nu trebuie, mă. Dar lasă-mă, mă, pace să facă cinste dacă vrea. Băi, aspirino, e plăcerea mea, mă, care-i problema? Ia uite, patroane, ia banii aici și bucură-te că n-ai ars, mă. Băi, putem să mai stăm și noi un pic acum dacă am plătit să ne tichinească și nouă mâncarea, că ne-a picat greu de tot, deci a fost chiar bun. Da, bravo, mă, deci fii atent, Nicule, ca să-ți vedeți că sunt băiat Giorno, din partea acasă e gratis de la mine, aveți o cafea, mă, a? Ce băiat de treabă ești tu? Da, bravo, fii atent. Mă, Nicule, tu ești prost, ai nebunit? De ce, mă? Păi tu chiar vrei să dansezi după cum cântă ăsta? Da, stai să vezi și dansează el după cum cânt eu, stai așa, că începe distracția acum. Să trăiască, domn patron!
Ia zi, mă, ți-a plăcut cum iau azi? Bă, ia zi, mă, de câte ori te-am bătut eu pe tine? Azi? Nu, așa, de când mi-ai ieșit tu noi, de câte ori te-am bătut pe tine? Bă, eu mașinul ăsta sunt număr, dar de vreo câteva milioane, așa, tot mai bătut. Și câte ai șuturi în curța la tăție până? Oh, cred că 4 alioane. 4 alioane, da. Tu-i vezi, mă, că am făcut bine ce am făcut, mă, panaramă, care ești. Că ți-am dat palmelele și turele în cur ca să ducă sângele la cap, să oxigeneze creierul. Că uite acum ce frumusețe de combinație ai făcut. Îmi dracu, ți-am mers ție mintea. Bă, dacă tu ai reușit să-i scurzi banii în unicurață din buzunar, e șmecherul de tot. Îmi place. Bine, și tu când te-ai băgat, ai făcut treaba aceea. Bă, altfel... dar tu ești. Dă-mi-o sus. O, ai noroc limbă! Ai noroc, grață. Ai noroc limbă. Ce faceți, mă, aici? Am venit să fac ziua la voi. Se poate? O, ca lumea, cum ce-ți dau? Vezi, mâncați, ia! Hai, unde vrei să stai? Zi-mi unde vrei! Haide! Haideți, unde vreți? Eu zic să stai lângă geam, că e mai bine ce... Da, unde vrei tu, până la urmă, nici nu mă bag. Haideți! Nu, că suntem mai mulți. Da, da. Invitații mei cum ar veni? Acolo nu prea, că... Da, stai acolo, stai unde vrei. Numai să-mi iau și eu actele, dar aceea că... Da. Da, unde vrei? Gata, v-ați așezat toată lumea, bine? Dorele! Da! Suică la toată lumea. Aha. Am văzut că e gratis. Da, da. Până nu ne dăm ficatul peste cap, nu plecăm de aici. Da. Și fii atent. Să nu zici că nu mai e, că ne supărăm. E, ceva, ceva mai am. Nu că ceva, ceva. Hai să începem cu ceva ușor, să zicem o vatră. O vatră de suică? Ai dreptate, e puțin. Hai să fie două. Da. Mulțumesc. Ai pe capul meu. E vreo problemă? Nu, e, tu să nu, cum nu e. Păi vii, mă, cu țuica aia! Gata, vine acum! Băie, sete, băieți? Dar ce cauți, fată? Fasole de aia cu bobul mic. Unde ai pus-o? Ai schimbat locul? Uite! Oh! Ia! Ai, bună! Foarte bună! Auzi, pune-mi și mie 3 căni. De când îți place făție fasolea cu bobul mic? De vreo jumătate. Da, cu bobul mare nu-ți mai place? Că parcă îți plăcea mult de tot. Nu mai place mult. Nu-ți mai place? De ce? Că să fierbe mai repede asta cu bobul mic. Se fierbe mai repede asta cu bobul mic. Deci se face ciorba mai repede cu bobul mic. Ai văzut că știi? Da, dar cu 2 găini este ciorba mai bună. Ce vorbești, mă? Ce, mă? Nimic. Și mie tot cu bobul mic îmi place. Da, știu. Da? Ție ce fasole îți place? Cu bobul mic. Tot cu bobul mic? Bă, ce vă potriviți, bă, cu să-i... Bă, sunteți... Deci, mamă, mamă, v-ați căutat mobul până v-ați găsit? Zi, mă, pot să vin și eu? Hai, mă, mă invitați și pe mine? Cine? Voi, mă, două. Unde să vii, mă? Unde, mă, acolo unde vă întâlniți voi ca să alegeți voi fasolea cu bob mic, cu bob mic? Haide, mă. Dacă înțelegeți ce spune Firicel. Hai, mă, să mă amestec și eu, nu ala voastră, cum ar veni. Să încerc și eu, să încerc și eu nebunia asta cu 3, că știi... Băi, tu știi de când mă gândesc cu asta și vreau să încerc combinația asta cu 3? Eu și numai dacă să mă uit, aș vrea. Da? De ce n-am văzut niciodată filme de astea, față în față așa? Dă cum pe noi, dai cum. Fă, tu înțelegi ce zici ăștia? Nici eu nu înțeleg nimic acum. Mă, dacă era vară, ziceam că v-a lovit soarele în cap, dar așa, pe cuvântul meu, dacă înțeleg de ce vorbiți așa în apă, da. Nu înțelegeți că nu vreți sau nu înțelegeți că trebuie să nu înțelegeți? Măi, eu cu jocuri de-astea așa de rebus nu m-am jucat niciodată și nu mi-au plăcut niciodată. Așa că mie ori îmi ziceți verde în față ce aveți de gând, ori dacă nu mă lăsați în pace, că eu am treabă. Ia fă banii și dă-mi fasole. Ia. E bine așa, da? E bine. Firicele, eu mă duc acasă. Tu vii când vrei și faci ce vrei. Mă, sigur, eu vin eu când vreau și-ți fac eu ce vreau. Eu... Păi cine? Păi eu știu, uite, poate că doamna, că nu așa ziceai că-ți place bobul mic acum. Bă, mie niciodată nu mi-a plăcut când te dai tu deștept. De ce te dai, mă, rotund, dacă tu ai colțuri? De ce nu recunoști, fă, că ești lesbiancă? Pentru că mie-mi convine. Cine? Voi, mă, credeți că noi nu ne-am prins, că e ceva acolo de împărțit? Uite-te, mă, la ele cum se uită la noi. Haide, mă, recunoaște. Ia zic, e iubire, iubire de-aia adevărată sau e doar o aventură? Zi, fă, că nu-ți fac nimica.
Între cine și cine? Uite, uite, între voi două, mă! Zic, cum a început tot? Care și-a dat prima seama? Cum te-ai prins? Fă, pune și mie un coniac mare și hai afară că simt că m-a luat cu călduri. Nu, că iau și eu unul, că pe cuvânt dacă am înțeles ceva. Limba să trăiască, limba să trăiască, la mulți ani! Să trăiești limba la mulți ani! La mulți ani, limba! Ia zi, vă mai pun în rând? Sigur că ne mai pun, ce-a venit să pun micoane, bagă. Doar n-acolo îmi pare, hai! Aha. Ia, ia! Hai! Stai, băi! Gata, mă! Deci ați terminat-o, gata, nu mai e. Păi mai adu una. Și tot de prună. Da. Și tot gratis. Da. Și să mai pregătești încă două. De asta e mașa, unde mai pregătești încă două, încă cinci. Domnul Limbă, mă scuzați, la mulți ani și pe această cale și trandafiri vieții. Aș vrea și eu să mă inoportunez puțin, dacă se poate. Nu. Nu ce? Nu se poate. Păi da, da. Băi, dar cine ești tu ca să vorbești cu mine? Am înțeles că Dorel e șeful azi aici. Așa e? Așa e, Dorel e. Dorel e. N-am vorbit cu tine. Scuze, scuze. Deci am auzit că Dorel e șeful azi aici. Da, el te-a ieșit spânzura. Aha, da, da. A început cu noi și cred că termină cu el. Dacă nu, spânzura Bobiță după. Șeful? Da, 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 da. Bagă 200 de mici. 200 de mici? La pachet, mi-aduce acasă. Un leu micu, da? Da. Bun. Mă trăiești pe caiet. Da, să... Și Damigeana o iau acasă. A? Mai am ceva de plătit? Că eu nu prea cred. Mai ai, ai, 300 de lei, că ai stat pe locul patronului acolo. Ai, ai, nu aspirină? Da, da, așa e, că și mie mi-a luat bani, că s-a luat geam. Zici și tu, Limbă. Da, da, la Limbă nu se pune, mă. Da, de ce, mă? De ce nu? Păi dacă așa e regula, de ce să nu o respectăm? Sau banii mei nu sunt buni? Ba, da. Deci, trebuie să-ți dau 300? Da. Bun, da. Îți dau. Dar și tu trebuie să-mi dai 1000. Păi de ce? Că am stat cu ceafa la nord și m-a tras curentul. Mi s-a umflat măseaua și acum trebuie să mă duc la spital. S-a umflat măseaua? Că nimeni nu se vede, adică nu... Cum nu se vede, mă? E tras aici la urechi, am făcut ce e pe gâlmă. Fai de cap, e cât o minge de tenis, mă, e infecție acolo. Aha. Bun. Da. Banii, aha, Damigeana, da, și mici. Da. Acasă. Da, acasă, acum. Hai, da, Limbă! Să mai veniți pe la noi, că... Da, haide, sănătate. Mersi. Da, cu plăcere. Ce dracu te bagi, mă, înseamnă? Și tu, care infecție la măsea? Dar tu de unde știi? Ești stomatolog? Sau care e problema șarpe care ești? Ia, eu sunt șarpe, mă, nebunule. Păi dacă eu sunt șarpe, fractul ce e? Anaconda 3? Da, ia zi, rață, care-i treaba? Că eu cred că tu l-ai că am chemat pe Limbă încoace. Poate că da, poate că nu. Poate că da, poate că nu. Eu zic să zici cum facem ca să rezolvăm situația. Că mie îmi plăcea cum era înainte, nu cum e acum. Da? Și ce vrei, mă? Varianta scurtă sau varianta lungă? Varianta scurtă. Varianta scurtă? Asta a băut pe gratis Limbă, toată țuica, ai înțeles? Eu plătesc tot ce s-a consumat aici, dar pe prețurile alea de pe tabelă de afară. Uh-huh. Și în loc de 200 de mici, pentru Limbă, doar 30. A, e bine, mă, nu e bine? E bine, mă! Hai, bravo, mă, rata! Stai, stai, de ce dau? Ai vrut să facem ca la avioane? Dă, dracu, pălăria aia din cap! Facem ca la avioane mea, treci în a... Ia, pe pista 2 că vine bombardierul, să vezi ce frumos facem ca la avioane acum! Ah, racu, votul ăla altul.